Diversitatea este o caracteristică comună a tuturor societăților contemporane. Regiunea OSCE cuprinde o gamă largă de grupuri etnice, lingvistice, culturale și religioase. Această diversitate reprezintă un criteriu fundamental pentru dezvoltarea și prosperarea societății. Însă, gestionată ineficient, această diversitate poate fi folosită pentru a ne diviza și destabiliza societățile noastre. Tensiunile între grupurile etnice, lingvistice, culturale și religioase pot provoca conflicte interne și interstatale. Persoanele care nu împărtășesc sentimentul de apartenență la societate pot trăi un sentiment de izolare și excludere, ceea ce poate duce la lipsa implicării acestora în viața comunității din care fac parte. Atunci când sunt excluse grupuri întregi, există riscul ingerinței unor forțe din exterior, îndreptate spre dezbinarea societății prin exploatarea acestor segregări. Aceasta alimentează tensiuni interetnice care pot conduce la violență. Acest risc poate fi prevenit prin construirea unor societăți bazate pe incluziune și integrare. Integrarea societății este un proces bidirecțional care presupune implicarea atât a populației majoritare cât și a celei minoritare. În societățile bazate pe incluziune și integrare, fiecare cetățean participă în cadrul proceselor politice și are posibilitatea de a-și exprima opinia. Fiecare cetățean are șanse egale de a fi angajat în câmpul muncii. Toată lumea își aduce aportul la o viață culturală comună. Copiii sunt încurajați să învețe atât limba maternă cât și limba oficială a statului din care fac parte. Mass media și serviciile publice sunt disponibile în mai multe limbi, iar personalul responsabil de asigurare și menținerea ordinii publice manifestă considerație pentru diversitatea culturală. Înaltul comisar OSCE pentru minorități naționale are mandatul de a preveni conflictele rezultate din tensiuni interetnice. Gestionarea eficientă a diversității, în acest sens, joacă un rol esențial pentru toate societățile contemporane, iar recomandările de la Ljubljana privind integrarea societăților diverse încearcă să pătrundă în esența acestei probleme.